Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves tanárok! Egy igazi nagy öröm iskola megnyitón lenni. És egy igazi nagy öröm átadni mindannyiatoknak, mindannyiuknak a polgármester úr köszöntő szavait, hiszen nagy-nagy öröm a mai világban, amikor a számítógépek és a televíziók elvették mindennek a helyét, egy olyan napon összegyűlni, mikor ennyi sok gyerek összeül azért, hogy újra belenézzen az olvasás birodalmába. Olyan jó dolog végignézni a tanárokon, akik az elkövetkezendő évben minden napot arra fognak szentelni, hogy titeket bevezessenek a számok, a betűk, a talányok birodalmában. És most arra szeretnélek mindannyiatokat kérni, hogy ne higgyetek annak, hogy az olvasás meghalt. Ne higgyetek annak, hogy bármit tudtok pótolni televízióval és számítógéppel. Áldozzatok időt arra, hogy megtanuljatok olvasni, és sokat olvassatok. Drága szülők, áldozzatok időt, hogy ott üljetek a gyerekeitek mellett. És ott van a rengeteg tanár, aki szívét és lelkét fogja adni a következőkben is. Sok-sok türelmet, áldást, nyugalmat és nagy-nagy alázatosságot kívánok mindannyiatoknak. Drácsko Pi, stimați profesor și părinți. Prășiți noul an școlar pe care dorim cu toți, mai ales domnul primar a Comunei Ozun și Consiliul Local, ca să fie cu cât mai bun, cu cât mai multe realizări frumoase în suflet și multă bunătate cu credință și speranță într-o lume mai bună. Vacanța a trecut și odată reveniți la școală, vă așteaptă, dragi copii, noi responsabilități. Pentru a desluși tainele acestei lumi, vă sunt alături profesorii voastre și împreună veți învăța tot ce este cuvincios și bine. Consider că noi toți adulții trebuie să avem același cel comun, să-i ajutăm pe cei mici să înțeleagă tainele acestei lumi și acest lucru nu trebuie să-l facem în mod frontar după dorința noastră de a-i face pe copii să știe deodată cât mai multe, să facă lucruri cât mai bune, ci trebuie să facem cu multă, multă înțelegere și răbdare. Așadar, dragi mămici și dragi tătici, vă doresc ca noul an școlar să aducă copiilor voștri multe experiențe, descoperiri, proiecte interesante la care să participați cu drag. Cât mai puține teme pentru acasă și profesori înzestrați și pasionați de materiile pe care le predau. Vă urez un an școlar de nota 10. Vă mulțumesc!